învăț la școala 4 Zuri la Păunești, la campionatul național am luat locul 2 la Blit. La clasica am luat locul 4. La egalitate cu locul între pe care ai bătut-o? Deci a văzut pe campioană, dar a ieșit pe locul 4 din cauza unei departajări numită Buholț. Cam nedreptă această departajare, trebuia meciul direct să fie conteze, da? Mai are timp. La Rapid n-am ieșit pe niciun loc. Din cauza antrenorului. I-am schimbat deschiderea. În timpul meciului am schimbat deschiderea și când nu era antrenat după deschiderea aia. Am avut eu o idee să mute mai repede niște mutări și tas. Dar ce nu stați pe scaură? Aici am și am schimbat deschiderea în ziua jocului și am pierdut două partide care au scos-o din joc. Dar lua sigur. Are o capacitate extraordinară de analiză. Da. Dar ce școală ești când am găsit? La Păunești, da? Era o școală. De pe un deal de acolo. De pe... Și unde? Faci naveta? Cum faci ea? Nu, eu sunt din... sunt pensionar, profesor pensionar. Și am avut rezultate în domeniul sistemelor inteligente. Am și editat mai multe cărți, în care una o să vă dau și dumneavoastră, teoria binarilor lanțuite. Și am obținut rezultate, de exemplu, dacă ați auzit de Leo Tudor, acum vreo 20 de ani, a fost campion olimpic la informatică. Eu am antrenat în domeniul sistemelor inteligente, deci informatică, programare și șah. La șah am avut, copiii mei au fost campion național și internațional, la turnee internaționale. Poate ați auzit Popa Gabriela, Popa Adrian, Popa Marius. Și au jucat pe acela club Oțelul Galați, că au fost transferați. Și părinții copiilor care mi-au fost mie elevi, au zis, băi, ia antrenează și copiii noștri. Și hai să-i antrenez. Să fac. Au fost la pensie, zice, ai mai mult timp liber. Și mă duc în fiecare zi la ei acasă, la fetiță, și o antrenez. Mă scuzați. Așa. Deci zilnic se face antrenament. Muncă, răbdare, perseverență. Și la concurs îmi întreabă, zice, ce maestru te-a antrenat? Nu-i niciun maestru. Eu sunt maestru la răbdare, perseverență și muncă. Dacă ești maestru aici, ajungi campion. Nu ești maestru aici, degeaba ești mare maestru. Trebuie să ai răbdare cu copiii. Adică am și experiența de profesor de atâția ani. Și am doi băieți. Și ia, băieții fiind cam de bani gata, nu au prea venit la antrenamente, dar sunt printre primele locuri când vin la concursuri. Însă fetița, mama fetiții mai ales, foarte perseverentă, nu m-a lăsat nicio clipă și atunci s-au creat condițiile ca fata să ajungă foarte puternică la joc. Și obțin și rezultate. Primele rezultate notabile. Atât. Am luat locul 2 la dezlegări. Am fost la egalitate de puncte cu locul 1, dar cerul de departajare a fost timpul și m-a luat la 3 minute. Iar la Blitz și la Rapid am luat locul 8, respectiv 9. Bună ziua, mă numesc Vasileu Cosmin. Sunt în clasa 7 la școala Nicolae Iordan. Anul acesta n-am reușit să intru pe podium, deoarece este un an mai greu. Anul viitor este un an mai ușor, va fi un an mai ușor. Totuși am reușit să mă mențin în lotul național și am progresat față de acum vreo. Dați-vă voi să facă vreodată. Dar în picioare, bă, să văd că stau jos acolo și chiar vreau, da. Bancioara, care acum două zile am trecut, 11 ani și vreau, se face și o dată la mulți ani. La mulți ani, da. Și parcă tu prima dată la campionatul național din Zbără, la o comportare foarte bună. Constant și am crescut în față de
este atestat, nu trebuie să... La ce școală este? La școala Ion Bazgan. Ion Bazgan. Sora Ema, Alexandra, ai zis la Bazganda. Sunteți surori? Da. Trei surori. Și Bianchi. Trei surori. Trei surori sunt. Doamna Baciu și mama celă trei argumente. Să vă trăiesc, să vă bucurăm. Alexandra are 10 ani, tot vreau la participare. Erau venit numai la celelalte secțiuni, la rapid clasic, la rapid și dezlegări, pentru că perioada când a fost clasicul, au participat la o altă finală națională, de data asta la atletism. Amândouă sunt în echipa de ștafete la atletism. Și avem și acolo în loc 6. Cristea Aurelian, tot de la școala Ion Bazgan. Prima dată a participat, a crescut de asemenea categorie de sus la 12 ani. Nu mai mult până, dar să facă rezultate. Mă pune și eu în Dragoș, care este și component al echipei de la 14 ani de acum, el fiind juniorul de acolo. Rezultate nu prea văzute, dar v-am muncit în continuare. Înainte de a veni dumneavoastră, domnul profesor Grosu a făcut următoarea precizare. A avut ocazia să constate că atunci când joacă sau au competiții cu cei pe care îi cunosc, copiii au o anumită inhibiție. Zic, ăla e mai bun decât mine și cu siguranță vrea avea rezultate mai slabe. Mergând într-o competiție internațională, în cazul nostru, în care nimeni n-a cunoscut pe nimeni, copiii s-au luptat fără inhibiții și au avut rezultate peste așteptări de surpriză plăcută a domnului profesor. Și mă gândesc că e de bună și la șac să aplicăm treaba asta. Da, asta este valabil la prima întâlnire, că la următoarele încep să se cunoască. Deci cunosc adversarii, își cunosc, da, valoarea, da. Și mai sunt copii care lipsesc în tablă sau care nu sunt prezenți la școală. Asta înseamnă foarte multă muncă. Și am și eu nu pot să fiu nou. Bună ziua, mă numesc Alexandru. Mai știu, am văzut, da. Sunt profesor sportiv și arbitru național. Sunt medaliat la naționale, sunt campion la judo kata. Iar acum am fost la o competiție în Bosnia, unde am obținut medalia de bronz, pentru în semifinale. Și am câștigat pentru bronz, a fost o competiție foarte grea și importantă. Au fost copii care s-au luptat la europene, de la mondiale și a fost bine. Am arbitrat în prima zi și în a doua zi până am început eu să mă rup după amiază. Categoria mea a fost după amiază. Și acum mă pregătesc în continuare pentru la României și am obiectiv să fiu medalia cealaltă. Care sunt obiectivele următoare? Unde mai trebuie să participați? Deci una viitoare la România. Unde se va desfășura? La Iași. La Iași? Câți copii pot participa acolo? Că sportiv, hai să nu spun copii. De acasă ce mai mai mult. Da? De acolo 10 sau 11 sportivi. Unde sperăm să lucrăm de acolo. Am avut acum campionatul național de anul de 21 și postul primar la elevă, Mugeau Alexandru, a trecut în finală din două greșeală, deci cu sportivul ăsta se întâlnește mereu. Anul trecut el și campion, cam o să se întâmplă data. Îl conducea la o penalizare, mai era un minut și ceva. Și de așa au dominat mundialul, deci nu era nicio problemă. Au tomat o vasă penalizare și pe ceva și îi se cunosc foarte bine și e greu de am, dar foarte greu. Și fără să vreau a lovit în noi cu un deget cu mâna lui și zice, da, l-am iertat și cu mâna la ui, a stat vreo două minute și a revenit, după aia a rămas cu penalizarea mondială. Și a câștigat la medalia de aur, altfel. Deci este un problem deosebit. Asta știți, sunt mare rezultate. De neînșelită, el este student la București și greu să ajungă. Și o fetiță care mă bucură enorm de mult pentru ea, este studentă la Iași. Deci lucrează, lucrez cu ea de la 5 ani.
am câștigat o medalie la campionatul național școlar, la cupe, la meciul de vechită, nu lucrat pe sport, nu am medalie, dar la național, asta e prima medalie aici. Deci după atâția ani de muncă, mă bucur că rezultatul e să fie la junior, senior, aici e mai important. La copii, aici e o greșeală, au fost mai mult, dar experiența, deci când mult la junior, la senior, la profesor. Da, să, dar acolo, ce dar vreau să vă mulțumesc pentru efortul pe care le faceți pentru noi să ne sprijiniți, să ne ajutați și să ne fie bine, să putem, chiar dacă sunt condiții mai bine, să venim cu rezultate. Să facem mișcare, ca să cel mai important, să fie o națiune sănătoasă. Chiar am rude în Canada și doi băieți gemeni, 13 ani, 14 ani, așa. Tatăl lor se ocupă foarte mult de ei, se facă fotbal, nu știu dacă vor ajunge niște valori în fotbal, dar mi-a plăcut ce a zis cumnata asta mea. Sunt atât de multe tentații, așa, în viața asta, încât îmi place că ai tu și copiii, le place sportul, face sport pentru că asta înseamnă sănătate, asta înseamnă o viață normală pentru un om. Și de asta vreau să le spun și copiilor că având această putere de a fi departe de aceste tentații care sunt la ora asta, făcând un sport, au posibilitatea de a se bucura de ceea ce vede dumneavoastră pe masă. Cred că asta este cel mai frumos lucru pe care îl poate avea un copil și un sportiv, iar ce este mai interesant este că toată viața îți vei aduce aminte și vei vorbi despre aceste concursuri, despre aceste lucruri pe care dumneavoastră le faceți. E atât de frumos, ajunge la o anumită vârstă, când îți aduce aminte cu plăcere, de deplasări, de anumite concursuri din acestea, să discuți despre ele și într-adevăr, să vezi că ai fost ceva în viață, ai făcut ceva extraordinar. Și vă transmite copiilor lor aceleași obiceiuri. Exact, același lucru, da, același lucru le încearcă să transmite și copiii. Îmi permite să vă dau și eu cu carte, dacă îmi permite, pentru să nu vă deranjez. Permite. Da, vorbim de un post handbalist de performanță. Domnul primar a fost handbalist de performanță. Ce sensuri vreau să-i dau, am văzut că să ne permite, domnule primar. Cred că o astfel de întâlnire transmite cel puțin două mesaje. Unul ar fi pentru dumneavoastră, personal și echipa pe care îl conduc. Și anume faptul că atunci când ați făcut o alegere să țineți în continuare sportul, și nu e ușor ceea ce faceți, iată că aveți și justificarea unei alegeri bune. Și un alt mesaj cred eu că ar fi următorul. Pentru ei și nu numai cei din sală de aici. Cred că deja sportul nu mai este un joc. Este mai degrabă un model de viață. Un tip de viață. Exact ce spunea la degrabă. Și dacă în continuare vom fi alături de ei, și cu părinții, și cu dumneavoastră, și cu antrenorii, cu siguranță se va propaga din ceea ce mai mult și în rândul celorlalți publici și rezultatele vor fi din ceea ce mai mult. Ceea ce am observat în ultimii ani, copiii fac foarte puțin mișcare și de asta am tot respectul pentru ei. Mișcarea înseamnă viață. Cu cât faceți mai multă mișcare, eu fac gimnastică de la, din clasa 10. În fiecare dimineață, la ora 5 până la ora 7, două ore de gimnastică zi. Uitați că am văzut de caldă de la alte, de la cadre, de la ce fac acolo. Și mă simt extraordinar de bine. Este greșit atunci când ai terminat cu sportul, să termin complet cu mișcarea. Mișcarea înseamnă extraordinar de bun pentru voi, ca oameni, pentru că mișcarea te ține treaz tot timpul, te poate aduce într-un mod. E o plăcere. Dimineața am făcut două ore. Deci dumneavoastră am făcut dușul și am plecat la servici. Mișcarea înseamnă extraordinar de mult. Regenerează organismul. Da. Are rolul, mișcarea are rolul de regenerare. Și urmează regenerarea psihică la șah și, bineînțeles, sistemele inteligente, regenerarea fizică,
sunt două elemente fundamentale în menținerea organismului sănătos și viu o perioadă îndelungată de timp. O să o găsiți în carte acolo. Mulțumesc, frumos. Da. Mi-ar face deosebită plăcere dacă pe 25 copiii sunt aici, dacă sunt copii când își ar vrea să vin cu program. Ei sunt... Nu sunt în vacanță, nu? Nu, așa. Nu, nu, nu. Noi la pe 25 e joia viitoare, dacă nu mă înșel, nu? Avem ședință de Consiliu Local. Mi-ar face plăcere să-i prezint Consiliu Local 5 minute, 10 minute. Credeți că este o idee bună? Pentru noi e greu de la Păunești să vină, ne costă foarte scump. Și părinții sunt sărați. Dar cei care pot să vină, da. Da. Și ce face să aranjăm acolo? Să se poate? 25 joi, a spus? Joi, da. Se poate. Eu vreau să fac un anunț, acum că toți suntem aici, pe 25 mai, intenționăm, să organizăm la Focșani, Cupa CESR-ul Focșani 2007, ediția 2013, etapă națională de karate, individuală, deci nu și echipe, sportivi din toată țara și ne-ar bucura dacă începem cu ora 9. Da, care este motivul pentru care dumneavoastră doriți pe 25? Mai. Mai. 25 mai. Nu, mai. De mai. Ce? Este... ne suprapunem cu alte competiții la nivel național. E singura fereastră. În iulie? Iulie. Iulie, da. Iulie. În iulie. Da. La începutul lunii iulie. Copiii pleacă în vacanță. Competiția adresată special copiilor și cadeților. Încă sunt vreau... Nu știți de ce vreau iulie, datorită faptului că în perioada 2 iulie, 6 iulie, 10 iulie, depinde cum pică, noi sărbătorim zilele orașului. Și era frumos dacă îi puteam include în programul ăsta. Da. Să facem o altă acțiune atunci. Ce-a fost aia cu păsatul? Și ca... Și ah, ca da. Ce-a fost aia cu păsatul, vedeam că să mă... Ați format-o acum. Da, da, da. Da? Bun. Și ca pe de pregătire și... Bun. Atunci nu, nici nu vreau să vă urmă dumneavoastră. Da, asta rămâne. Deci o să rămână pe 25, nu? La programă, la ce reședințe, da? Păi, da, e așa spus, trebuie spus, da. Da. Dar asta o mai discutăm. Noi, ca să anunțăm copiii să vină, dacă vor putea să vină să participe la treabă. Deci, pe 25 mai. Bun. Cine organizează această competiție? Dumneavoastră. Aveți nevoie de ceva pentru treaba asta? Pentru asta șerul banii, pentru ăștia 25, pe dată de 25. Da, dar ne-am discutat și cu Daniel, bugetul pe care l-avem pentru că am făcut bani și acestea ce folosim să facem la violență de spatele lor. Adică ar fi bine să venim în răscolim. Că așa mai bine o sumă în răscolim. Mai departe. Adică, banii ăștia care s-au cerut pentru această competiție. Da. Comisia putem să organizăm din bugetul pe care l-avem. Și acești bani facem altă discuție să fie premierea sportivilor până suma asta. Deci va trebui un proiect de hotărâre prin care să alocăm o anumită sumă de bani pentru premierea sportivilor. Da. 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 Nu o să faceți un dabem, dar nu o să faceți un dabem. Se propune și premierea. Mai facem vreo sală sau ce nu faci? Da. E până așteptat. Avem și noi nevoie. Avem și noi nevoie. Păi am scris de pișcare cu unul dumneavoastră de spate de acolo. Este un spate care cele două secții poate să facă pregătirea cu ușați și tot parte. Ar fi minunat. Care trebuie cu finalizăme. Are o lățime de 12 metri și 30 metri lungime. Deci, deci acolo vreau să facem un costal și ce să mă și este aia, să facem un proiect al lui. Hai ca să mai plictisim pe ăștia mici, că voi aveți o oră jumătate când stați aici, da?